Fermierii din Moldova au ajuns la capătul puterilor și se pregătesc să iasă în stradă. Sunt nemulțumiți că marfa românească nu mai are loc pe piață din cauza cerealelor ieftine din Ucraina. Sunt supărați și pe autorități, fiindcă nu-i ajută nici în această problemă, nici în cea provocată de secetă, care le aduce pierderi de 10 de milioane de euro. Agricultorii se plâng de faptul că produsele din Ucraina au sufocat piața, iar asta i-a determinat să scadă extrem de mult prețul cerealelor. Asta în timp ce costurile de producție s-au triplat. Au crescut inputurile enorm de mult prin interzicerea de importuri rusești, au scăzut prețurile noastre enorm de mult prin eliminarea taxelor vamale, în loc să vină cu metode de protecție și de control dintr-o țară care e în război și poate să vină cu o enorm de multă marfă stricată. Fermierii spun că nu au primit nici măcar despăgubirile pentru secetă. Culturile suferă acum din ce în ce mai mult din cauza lipsei de apă în sol. Dacă în perioada imediat următoare nu se vor completa rezervele, vom avea din nou un an secetos și fără modalități concrete de a asigura stabilitatea financiară a unei ferme. Nu sunt soluții pentru a asigura, printr-o poliță sau știu eu, pentru un alt mecanism, o stabilitate financiară. Ori acesta este cel mai mare risc al unui fermier din România. Pierderile sunt foarte mari, depinde dacă le luăm pe pachete, de exemplu, la secetă, pierderile sunt între 30 și 80% în funcție de zona fiecăruia, iar la produsele venite, pierderile sunt chiar colegul meu mai devreme a zis, numai la porumb s-au făcut un calcul de în jur de 600-700 de milioane de euro. Fiecare fermier ar trebui să primească, drept despăgubiri pentru secetă, o sumă de 300.000 de lei, extrem de mică în raport cu pierderile înregistrate. S-au confruntat cu problema achiziției inputurilor majorate cu 20%, a îngrășămintelor care s-au triplat, a motorinei care au fost 10 lei. Iar costul unui kilogram de grâu, costul unui kilogram de porumb, trebuia să se vândă, adică să-l poată vânde fermierul la un preț de 1,4-1,45 de lei per kilogram, ca să-și poată acoperi investiția realizată sau cheltuiala. Producătorii de cereale din întreaga Moldova vor protesta vineri în Vama Siret. În paralel, România, alături de alte 4 state, a transmis o scrisoare Comisiei Europene în care cere reintroducerea taxelor vamale pentru cerealele din Ucraina.